Le Perle este un brand autohton care produce bijuterii din perle naturale, sunt bijuterii lucrate manual și comercializate online, este afacere e-commerce. Afacerea inițială a fost un hobby, eram angajată în altă parte, era un hobby, era primul an produsul a fost testat, ce a fost o pasiune lansată, prima investiție în afacere a fost de $100 și un an a fost testată ideea, făcut bază de date de clienți, verificat dacă are nevoie. Republica Moldova, la momentul cel era vorba doar de Moldova, dacă este interesat. Peste un an de la lansarea ideei a fost înregistrată companie. În scurt timp s-a alăturat și Victoria. Noi suntem două parteneri în afaceri, au urmat deja și noi am deschis împreună compania în România și dezvoltăm această afacere împreună. Foarte multe chestii care le fac din poziție de lene, poate sună foarte nu bine, dar pentru mine lene este ceea ce te ajută să faci chestii mult mai eficient. Pentru mine, deci noi foarte mult ne gândeam, facem showroom, nu facem showroom. Noi foarte mult timp ne gândeam ce format de afacere să facem, să deschidem showroom, mai multe magazine, să facem un magazin, un atelier mic. Deci am avut foarte, foarte multe idei. Analizând piața, lumea tot mult și mai mult face cumpărături online. În Moldova lumea mai vrea să pună mâna. De exemplu, în România, lumea deja practic nu mai vine în magazine, nu mai vine la târguri, expoziții. Vânzările sunt în mare parte online, cu posibilitatea de a face retururi, dar lumea cumpără online. Pe lângă faptul că este trendul internațional, este efectul și post-pandemie. Și noi am raționalizat chestia aceasta și am zis că ok, facem pe online ca să... Aceasta este viitor. Noi ne gândim și în viitor și în 5 ani noi mai bine acum investim mai mulți bani. Nu să punem, nu știu, luminițe frumoase în showroom, noi să ajungem și la aceasta, la sigur. Dar să investim mai mult în e-commerce, în site, în chestii tehnice din e-commerce, că ceea ce va fi util și peste 5 și 10 ani va fi formatul acesta. Pentru noi a fost așa a fost logica. La momentul de față, site-ul nu este canalul nostru de bază. Și site-ul a fost lansat practic un an în urmă, în mai anul trecut, primele 3 luni. Nu am avut nicio vânzare, practic au fost una pe săptămână prin site, lumea venea prin rețele. Acum multe lume inclusiv scrie cel mai mult pe Instagram, dar site-ul devine tot și tot mai activ, ce înseamnă că noi suntem pe calea cea corectă. Da, noi depunem și efort pentru chestia aceasta, dar site-ul este important și pe viitor noi dorim să devină acesta canalul principal. Trebuie să ai un produs calitativ, după ce faci livrare, omul să nu fie dezamăgit, să fie cinstit, onest, să nu faci fotografiile mai frumoase decât este produsul tău, să răspunzi operativ, să faci livrările cel târziu în 48 de ore, noi de obicei ne încadrăm în 24, să oferi pe lângă posibilitatea aceasta de a cumpăra pe site, să oferi și un consultanță, fie prin videouri, fie prin informații adiționale, fie call centru să revină cu detalii adiționale despre produs, ceea ce poate să fie completat în set, ce nu ar avea nevoie, plus ce mai oferim și noi, noi oferim livrare, noi oferim pick-up point de la atelier și oferim livrare cu mai multe produse, deci omul nu este, el poate să facă returul și el îi se face livrare cu 10 produse din care el poate să aleagă unul, două sau să refuze până la urmă. Respectiv, clientul este relaxat și nu este frică să facă comanda aceasta online. În cazul afacerii noastre, noi încă nu am ajuns la acele strategii și tactici, suntem abia în proces. Dar pot să zic ce funcționează cel mai bine ca să generăm vânzări este interacțiunea și acordarea unei experiențe. Cred că în mediul concurențial acum, actualmente, când toți mai mulți jucători iese pe piața e-comerțului, diferența o face acea experiență pe care tu îi oferi internautului atunci când el se ciocnește de produsul tău. Și strategia este scrisă din perspectiva
ce vreau eu să-i ofer omului, ce experiențe vreau să-i redau, ce vreau eu ca el să trăiască și cu ce să iasă din această experiență. Și tacticile deja sunt acele instrumente, acele pointuri pe care el le parcurge în această cale. Exact ca și în viață, noi avem anumite momente cheie care ne determină, ne bifurcă. Respectiv, asta încercăm și noi în experiența cu brandul nostru să introducem în relația cu clientul nostru. Din momentul în care el a văzut pentru prima dată, fie în recomandări, fie prin intermediul ads-urilor, a văzut produsul nostru, inițial noi vrem să-i transmitem valoarea produsului sau semnificația lui, pentru că noi construim un produs cu sens. Dincolo de faptul că este unul calitativ, noi ne-am asumat și anumite valori și anumite mesaje cu care noi venim către clientul nostru. Și este foarte fain, deoarece, pe de o parte, tu instant îți selectezi acel public cu care tu rezonezi, omul înțelege valoarea produsului tău și creează o atitudine. Respectiv, asta este strategia principală, să oferi sens produsului și să creezi o experiență. Pentru ca să vinzi online, important este să conștientizezi faptul că este exact aceeași ca și offline. În ce sens? În sensul că atunci tu când deschizi un punct de vânzare, când deschizi un magazin, tu înțelegi că este un punct unde va fi procesat fluxul de oameni sau clienți potențiali. Tu înțelegi că tu implementezi anumite strategii, anumite tehnici pentru a atrage atenția omului ca să intre la tine în magazin. Respectiv și în partea online, atunci când creăm un site sau deschidem un cont pe rețele de socializare, trebuie să ne asumăm faptul că asta nu este rezultat. Asta este un instrument intermediar care te ajută în acea cale de experiență, fie să atragi, fie să-i oferi omului un punct unde el poate vizualiza produsul tău. Păi și prima ar fi în vânzările online să cunoști că orice instrument tu nu implementezi, el nu vinde. El te ajută să vinzi. Și instrumentele nu funcționează de unul singur. De exemplu, dacă noi deschidem un punct de vânzare, nu știu, într-un oraș și el este unul dintre o sumedenie de alte puncte de vânzare și ne imaginăm că pe strada aia nu trece încă nimeni. Exact așa tu deschizi un site. Pe strada ta încă nimeni nu trece, de tine nimeni nu cunoaște și exact ca și tine sunt alte milioane și milioane de magazini. De aceea tu te gândești că ok, eu am nevoie și de alte instrumente și începi să integrezi și alte instrumente și ele funcționează doar împreună, ca și sistem. Bine, tu ai creat încă un instrument. Asta înseamnă că tu depui mai mult efort pentru a menține aceste instrumente. Tu ai nevoie de investiții ca să creezi și să le menții și trei la mână este că tu ai nevoie de un sistem care va coordona lucrul acestor instrumente. Sunt trei pași simple. Una este să alegi instrumentul, 2. Să creezi o conexiune de mai multe instrumente ca ele să funcționeze și 3. Este să ai un sistem de control și planificare sau previziune de lucru cu aceste instrumente. Precum spunea și Mila, trebuie să dai mai mult. Tot ce a zis ea, în două cuvinte, pot să numesc că e experiența clientului. Nu mai e suficient să oferi doar produs bun. E nevoie să oferi și ulterior comoditatea de a ajunge la produsul tău și acel service sau client service de a întreține relația cu el sau de a răspunde în timp. Secretul este permanent să oferi mai mult decât se așteaptă clientul de la tine. Și asta este cheia succesului și, de fapt, acea diferență de ce unii reușesc și alții nu reușesc.
nu este doar despre a oferi ce se așteaptă de la tine, pentru că mulți oferă ceea ce oferi tu. Nu se inventează roata deja, dacă nu știu, nu, dacă nu ești, nu ai abilitățile astea sau posibilitățile gen Elon Musk ca să inventezi ceva sau nu ești om de știință, dar care nu vinde, care doar creează, tu ești unul dintre și asumă-ți faptul că tu ești unul dintre și doar creativitatea ta, ingeniozitatea ta și dragostea care o investești în relația ta cu clientul va face diferența. Online-ul pentru majoritatea se rezumă la cunoașterea, nu știu, navigării pe internet și accesării a rețelelor de socializare și partea asta de creare a unui magazin online sau partea de creare a unui sistem de vânzare este ceva din domeniu super complicat și foarte scump și necunoscut. Dar este așa doar din motivul că este necunoscut. Pentru că, de facto, totul funcționează ca și în lumea tradițională. Diferența o face nivelul de cunoaștere a felului în care lucrurile au loc. De ce încurajarea mea este să nu funcționăm din perspectiva fricii, că eu nu știu și cineva poate să, nu știu, să trișeze sau dar cum vor fi lucrurile și din frica de necunoscut, dar să ne asumăm curajul, să ne dorim să ieșim la nivel internațional și să ne facem auziți, cunoscuți, văzuți și doriți. Și pentru aceasta aveți nevoie de e-commerce.